Bine v-am regăsit, dragi cititori, din nou împreună, așa cum v-am obișnuit la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta, în cadrul unei noi campanii inițiată de editura Herald, este vorba despre campania Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. O campanie prilejuită de sărbători, prilejuită de luna decembrie, ca luna a cadourilor, în care încercăm să fim mai bucuroși, mai buni, mai darnici, mai înțelegători, de ce nu mai empatici și mai plini de compasiune și cumva această magie a sărbătorilor să plutească și să ne acopere pe toți. Astăzi este alături de noi un prieten foarte drag, Andrei Vulpescu, blogger de relații, autor și de asemenea psihoterapeut. Noi am mai făcut materiale, interviuri de-a lungul anilor, așadar Andrei a fost alături de noi și îi mulțumim foarte mult. Iată, a acceptat cumva și invitația noastră de a intra în acest joc, i-aș spune eu, joc al provocărilor, acela de a dărui o carte unei persoane dragi în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Andrei, câteva vorbe pe scurt despre anul care stă să se încheie, dacă ar fi să facem un bilanț, pentru că, într-adevăr, 2020 a fost un an atipic și un an provocator de asemenea. Cum privim noi spre 2021 și ce mesaj ai pentru cititori? Eu privesc ca un an al revenirii. 2020 a fost atipic fiind un an al panicii, mai degrabă al panicii induse. A fost un experiment social interesant de urmărit și nu neapărat interesant de trăit. Pentru mine a fost un an foarte bun și aș fi ipocrit să spun altfel, pentru că a fost un an al terminării a 3 școli, odată licența în psihologie, apoi terminarea primilor 2 ani de formare, formarea de bază în psihoterapie și apoi mai nou, acum 2 zile, și diploma de consilier de dezvoltare personală. Deci sunt 3 școli într-un an terminate, cumva, 3 diplome, să spunem, eu care fugeam de diplome de obicei. Da, și mă bucură chestia asta, că am reușit să fac toate 3 formările. Și în același timp, lansarea unei cărți noi, care a fost o carte scrisă în pandemie și care s-a bucurat de un succes foarte bun până astăzi. Femeile inteligente vorbesc pe limba bărbaților. Se apropie încetişor de 15.000 de exemplare vândute în jumătate de an, ceea ce este pentru mine foarte bine. Cred că este peste bărbații inteligenți, n-au nevoie de amante deja, ca comparativ cu perioada de timp trecută. Deci a fost un an ok din punctul ăsta de vedere al acumulării, al cunoașterii. Înainte de pandemie am fost într-o vacanță în Panama, care m-a încărcat cu foarte multe amintiri frumoase. A urmat vara cu deplasări la mare constante, plecarea în Grecia cu test COVID, au fost tot felul de încercări de astea interesante, întâlniri mai mult sau mai puțin clandestine în curte cu prietenii, experiența COVID prin care am trecut acum recent de o lună de zile. Sunt multe lucruri care s-au întâmplat. Dacă vrei să le vezi într-o cheie negativă, poți să găsești o grămadă de elemente negative. Dacă vrei să vezi totuși într-o cheie pozitivă a realizărilor, sigur că poți și asta. În condițiile în care ai această dorință de a vedea, sigur, eu pot să mă mândresc cu tot ce s-a întâmplat anul ăsta, pentru că m-am mobilizat și am reușit să fac toți pașii ăștia. Pe lângă asta, am mai lucrat la un proiect pe care o să-l lansez la anul, probabil în prima parte, undeva în sfârșit de ianuarie, început de februarie. Deci m-am folosit de lockdown și de toată perioada asta în care am ieșit mai puțin, în care am avut viață socială mai puțină, pentru a avea grijă de proiectele mele
urgente. Din punctul ăsta de vedere, da, sunt bucuros. Sunt bucuros că sunt sănătos, sunt bucuros că pot să construiesc în continuare, că am cadrul necesar lucrurilor cu oamenii acum și, bineînțeles, privesc cu interes la 2021, așa cum spuneam la început, ca fiind un an al revenirii spre acea normalitate dinainte, chiar dacă probabil că asta se va întâmpla undeva spre 2022, însă, după cum vezi și dacă te uiți la televizor, deja s-a mai ponderat puțin panica, deja au început să apară știrile cu oamenii care se vaccinează, s-a schimbat puțin tonul comunicării la nivel planetar și în televiziunea noastră, în cea de toate zilele, și cred eu că ușor, ușor lucrurile se vor duce pe un bagaj oarecum normal și viețile noastre vor reveni la cât de cât ce a fost înainte. Sigur că mai durează, vom vedea ce se va întâmpla în vara anului viitor, însă eu sunt optimist și sper că la anul nu o să mai stăm cu jandarmerie pe plajă și cu măști pe față când vom merge la mare și nici nu vom mai închide programul la ora 23. Acceptând invitația de a participa la jocul nostru în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, să ne spui la ce carte te-ai oprit, la ce carte te-ai gândit, ce carte vrei să dăruiești și cărei persoane. Mă gândeam că la abilități de relaționare am gândit să eu dăruiesc unei persoane dragi mie care a venit de foarte multe ori la întâlnirile noastre pe care le organizam la Corx și de care mi-e foarte dor. Deja e un an de zile de când nu le-am mai făcut. De asta și sper cu optimism la 2021 că vom relua într-o formă sau alta. Și se numește Carmen Savu. Este o persoană dragă mie și o persoană care, deși a trecut prin niște încercări destul de complicate ale vieții, a avut curajul să le expună, mai ales în ultima perioadă, și am apreciat chestia asta, deși nu i-am spus-o personal, am urmărit-o și am văzut chestiile astea. Așa că eu cred că este modul meu de a îi oferi feedback și de a, poate îi aduce un pic de bucurie prin acest cadou. Deci, abilități de relaționare în cuplu, o carte publicată în colecția Pas în 2, în colecția de cuplu Pas în 2 a editurii Herald, o carte pe care Andrei Vulpescu i-o oferă unei prietene foarte dragi, Carmen Savu, da? Da. Da. Pentru că titlul acestei cărți, foarte pe scurt, pentru că titlul acestei cărți se numește Abilități de relaționare în cuplu și pentru că tu ești blogger de relații. Cum ajunge un om, o persoană, femeie sau bărbat, nu contează sexul, să aibă abilități de relaționare în cuplu? Pentru că în foarte multele discuții pe care noi le-am avut, mai puțin oficiale, atunci când ne întâlneam fizic sau la evenimente sau de ce nu în aceste materiale, înregistrări, interviuri, am discutat foarte mult despre ceea ce înseamnă cât de important este comunicarea de fapt în relația de cuplu. Și că aceste abilități nu vin așa de undeva din cer, da? Ele se învață de fapt pe parcursul vieții. Prima dată le vedem de altfel în copilărie, la cine altcineva decât la părinții noștri. Ei sunt primii de la care noi vedem aceste abilități de comunicare, cât de bine sau cât de slab, de prost comunică părinții noștri. Și apoi bineînțeles că le mai vedem de-a lungul vieții în anumite situații. Și cu toții ne dorim să avem aceste abilități de relaționare prin care să dezvoltăm cu partenerul nostru relații sănătoase, relații funcționale, relații echilibrate. Păi eu aș merge pe o chestie pe care am repostat-o astăzi. Este o rețetă în trei pași, trei elemente, dacă vrei, a doi specialiști în design thinking, Bill Burnett și Dave Evans, care spune așa: fii curios, vorbește cu cineva și încearcă lucruri. Este o rețetă cât se poate de simplă de dezvoltare a acestor abilități. Sigur că ea are ramificații pe fiecare element în parte, însă curiozitatea,
deschiderea spre a dialoga și explorarea, deschiderea spre a încerca tot felul de variante, tot felul de lucruri, tot felul de alternative, cred că este constituie o rețetă extraordinar de importantă pentru a putea și descoperi pe de-o parte abilitățile și a le cultiva și a le dezvolta ulterior. Este o rețetă cât se poate de simplă și se poate rezuma cumva într-un singur cuvânt, în flexibilitate. Deci flexibilitatea, cred, un ingredient important în, dacă tot vorbim despre rețete, un ingredient important în ceea ce înseamnă relația de cuplu, pe lângă altele, cum ar fi aprecierea, încrederea. Aici, ca să te parafrazez un pic, pentru că, într-adevăr, urmăresc și eu articolele tale și reprezint o sursă de inspirație alături de cărțile de la Herald. Deci, abilități de relaționare în cuplu, în colecția Pas 2 editurii Herald, cartea pe care Andrei Vulpescu o oferă, o dăruiește unei persoane dragi. Mulțumim foarte mult, Andrei, sărbători fericite. Și să aveți un an fericit și un an liniștit și un an cu bucurie și optimism pentru anul următor. Mulțumim foarte mult. Același gând pe care tu l-ai spus îl voi împărtăși și eu cititorilor Herald care ne-au urmărit de-a lungul, pe parcursul acestui an. Mulțumim foarte mult, Andrei. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost și de această dată alături de noi în cadrul campaniei Dorește o carte, dorește o parte din tine, la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Noi ne vom da întâlnire la următoarea ediție, bineînțeles, cu un alt invitat care a acceptat invitația noastră la această campanie, acest joc, Dorește o carte, dorește o parte din tine. Să aveți o zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere!